un kilogram de cannabis, 25 de grame cocaină și alte droguri halucinogene. Este ceea ce au găsit polițiștii buzoieni de la crimă organizată în urma unor percheziții la domiciliile mai multor persoane cu vârste între 27 și 29 de ani. Indivizii sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Din actele de urmărire penală a rezultat că pe parcursul anului în curs, persoanele în cauză ar fi procurat, deținut și vândut droguri de risc și de mare risc unor consumatori din județul Buzău și din municipiul București. De asemenea, s-a reținut că două dintre persoane, un bărbat și o femeie, ar fi procurat și ar fi deținut diferite cantități de substanțe psihoactive destinate comercializării. În timpul descinderilor la locuințele suspecților, oamenii legii au descoperit, printre altele, mai multe tipuri de droguri sau substanțe psihoactive ce urmau să fie comercializate. Au fost efectuate 6 percheziții domiciliare și au fost descoperite și ridicate de la locuințele celor în cauză peste 1 kg de droguri de risc, 25 de grame de droguri de mare risc, 85 de grame de substanță psihoactivă, 3 cântare electronice, obiecte purtând urme de substanță, bani, precum și alte mijloace de probă. Inițial, magistrații au dispus reținerea a 3 persoane și măsura controlului judiciar față de o altă persoană. Între timp, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Buzău a impus măsura arestării preventive a persoanelor respective pentru 30 de zile.